Bună ziua tuturor! Vă salutăm la cel de-al doilea webinar online din cadrul campaniei naționale Suport în reabilitarea fizică și psihologică post-COVID-19. Reabilitarea după COVID-19, în special după internare, înseamnă mult efort fizic, psihic, dar și emoțional. Iată de ce respectarea tuturor recomandărilor specialiștilor în domeniu este esențială pentru o reabilitare mai rapidă post-COVID-19. Dragi urmăritori, sunt Stratulat Cristina și astăzi împreună cu experții noștri în cadrul acestui eveniment vom veni cu o serie de informații utile, exerciții practice, dar și recomandări pentru o reabilitare mai ușoară post-COVID-19 cu accent pe gândirea lucidă și gestionarea activităților zilnice. Invitații evenimentului de astăzi sunt Alina Bologan, doctorandă, asistentă universitară USMF Nicolae Testimițeanu. Bună ziua! Și Andrei Ieșanu, doctorand, asistent universitar USMF Nicolae Testimițeanu. Bună ziua! Stimați experți, vă mulțumim mult că ați acceptat să participați astăzi în cadrul acestui eveniment. Webinarul face parte din campania națională Suport în reabilitarea fizică și psihologică post-COVID-19, implementată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Mulțumim partenerilor pentru suport. Această campanie, de fapt, are drept scop oferirea suportului tuturor persoanelor care au trecut peste COVID-19, în special formă gravă, pentru o reabilitare mai ușoară. Evenimentul este transmis live pe paginile de social media Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizației Mondiale a Sănătății, dar și comunității ASCAMAM. Vă invităm să scrieți comentariile voastre sau întrebările voastre în comentarii, iar eu voi avea grijă pe parcursul acestui eveniment ca să le adresez experților noștri. Aș vrea să începem cu un aspect extrem de important în perioada de reabilitare post-COVID, și anume sănătatea mentală. Domnule Ieșanu, cu regret noi acordăm prea puțină atenție stării noastre de bine. Ce înseamnă de fapt sănătatea mentală? Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Bună ziua tuturor! Deci, înainte de a vorbi despre sănătate mentală, propun să ne amintim definiția cuvântului sănătate în general. Deci, sănătatea este o stare de bine din punct de vedere fizic, psihologic și social, în care și nu este doar lipsa bolilor. La fel ca și concepția sau definiția conceptului de sănătate, și sănătate mentală presupune nu doar lipsa tulburărilor mentale, dar în afară de lipsa tulburărilor mentale sunt niște caracteristici care ne arată că suntem sănătoși mental, cum ar fi faptul că putem să ne realizăm abilitățile noastre, capacitatea noastră de a face față stresului, de a lucra productiv și de a contribui în comunitatea noastră. În afară de aceasta, sănătatea mentală cuprinde o stare de bine din punct de vedere a funcțiilor psihicului nostru, cum ar fi funcția cognitivă, funcția emoțională și funcția volitivă sau comportamentul nostru. Cât de mult, de fapt, este afectată sănătatea mentală, anume pe perioada pandemiei de COVID-19, și cum am putea avea grijă de ea? Deci, toți acum trecem printr-o perioadă dificilă, în care, pe de-o parte, sunt restricții și anumite măsuri de protecție, care pe unii îi incomodează sau îi sperie. În afară de aceasta, probabil unii au rude sau persoane apropiate care se îmbolnăvesc sau chiar decedează și pierd oameni apropiați. Nu este clar cu situația economică, cum va fi în țară și în familie. Toate aceste situații stresante, evident că ne afectează în primul rând starea noastră emoțională. Iar afectarea stării emoționale are loc, pe de o parte, prin manifestare ca îngrijorări sau frica de ce va fi în viitor, incertitudine cu privire la viitor, și aceasta creează creșterea nivelului de anxietate, care uneori, dacă nu reușim să ne descurcăm cu această frică și anxietate, se transformă într-o tulburare mentală, anxietate generalizată. O altă formă de reacție la situație stresantă care se întâmplă este tristețea sau sentimentul de izolare sau singurătate, care se poate transforma ulterior și dezvolta într-o depresie. Deci acestea sunt principalele manifestări și datele statistice ne arată că crește nivelul de depresie și anxietate, care uneori se manifestă prin faptul
că persoana are tulburări de somn sau insomnie, persoana nu reușește să se odihnească suficient, prin faptul că apar anumite probleme cu respirația, senzația că se sufocă, cum ar fi unele din simptomele anxietății. Și multe alte simptome, atât din punct de vedere emoțional, cât și fiziologic. Iată, aici vroiam să vorbim mai în detalii, de fapt, cât de mult sunt afectate de COVID-19 procesele cognitive de bază, precum gândirea, memoria, atenția, conștiința, percepția sau chiar luarea deciziilor. Deci, în primul rând, cum am spus, este bine să cunoaștem că psihicul nostru sau sufletul nostru, mintea noastră, cumva noi am împărțit funcțiile sale în aceste trei funcții de bază. Am vorbit de partea afectivă, cum ar fi emoțională, dar și partea cognitivă. Toate cele care le-ați numit dumneavoastră, percepția, gândirea, memoria, luarea deciziilor și așa mai departe, fac parte din funcțiile noastre cognitive. Deci ce înseamnă o funcție cognitivă? Este relația noastră de dare și primire, de schimb de informație dintre mediul exterior și lumea mea interioară. Dar aceste funcții, de fapt, depind foarte mult de starea noastră emoțională. Deci, în aceeași situație, două persoane diferite pot să resimtă situația exterioară în mod diferit, în dependență de cum se simte emoțional. De aceea, principala manifestare sau unele din manifestări care pot apărea în această situație distresantă, de anxietate, de îngrijorare și de tristeță, ar putea să fie încetinirea gândirii, sau senzația că nu memorizez, sau senzația că nu pot să mă concentrez, sau că nu reușesc să-mi fac un regim al zilei. Deci toate acestea, de fapt, sunt normale, asta este important să cunoaștem, pentru ca să ne calmăm. Și primul pas ar fi să recunoaștem că trăim aceste emoții, aceste senzații, să le acceptăm și după aceasta să începem să dezvoltăm sau să preluăm anumite exerciții pentru a crește memoria. Memoria poate fi înviorată, cum ar fi prin a scrie anumite liste, notițe, avem acum calendar în telefon, prin anumite alte forme de a ne aminti ceea ce ne punem în plan și să nu ne fie frică dacă ceva uităm. Facem aceste notițe, putem să le punem chiar și pe frigider, de exemplu. Un alt moment este de așa numită gimnastica creierului. Pe de o parte, gimnastica creierului, mulți știm că este bine să o facem, dar puțini o fac, din păcate, și aceasta poate fi făcut inclusiv prin jocuri, cum ar fi puzzle, sau jocuri de cuvinte, sau jocuri de concentrație, sau alte, citirea unei cărți interesante. Toate acestea sunt exerciții care, într-un fel, este o gimnastică a creierului. Nu în ultimul rând, de fapt, este o relație foarte importantă între exercițiile fizice, da? Să nu uităm că pe lângă gimnastica creierului, important și corpul nostru să-l activăm prin exercițiile fizice și toate acestea împreună pot să îmbunătățească aceste funcții cognitive despre care ați menționat dumneavoastră. Domnule Ișanu, unul dintre cei mai mari dușmani ai noștri și de fapt inclusiv în perioada pandemiei sunt gândurile. Cum influențează acestea sănătatea mentală și în general starea noastră de sănătate? Deci, după cum am spus, gândurile fac parte din acea funcție cognitivă. Cu alte cuvinte, noi împărțim sufletul nostru sau psihicul nostru, mintea noastră în aceste funcții. Pe de o parte, gândirea, emoțiile și comportamentul, principalele funcții cum ar fi. În realitate, ele sunt într-o relație strânsă una cu alta. De aceea, cum am spus, tot stresul din jurul nostru, într-un fel, ne fac să ne simțim mai triști sau mai îngrijorați. Dar stresul din jurul nostru este, de fapt, ceea ce noi gândim asupra situației, sau cum interpretăm noi situația din jurul nostru. De aceea, după cum am spus deja, gândurile negative sau interpretarea, gândurile automate negative, despre care probabil, ca un exemplu, este supra-generalizarea, că nu există ieșire din această situație. Aceasta este un exemplu de gând automat negativ. Evident, ne creează o emoție neplăcută, care poate fi îngrijorarea sau întristarea. La rândul său, aceste emoții, ele creează în organismul nostru sau cumva influențează fonul nostru hormonal, cum ar fi crește nivelul de cortizol sau de alți neuromediatori din creier și din sistemul endocrin,
Și acestea cumva influențează starea noastră deja somatică. Și de fapt oamenii se plâng mai mult pentru că la noi încă nu este și cred că este necesar de mai multă educație cu privire la sănătate mentală, la ceea ce simțim și la ceea ce gândim. Dar la noi oamenii, în primul rând, ce observă? Bătăile inimii, cum ar fi palpitațiile, acestea e un simptom al îngrijorării. Sau tahipnia, cu alte cuvinte, respirațiile frecvente, iarăși un simptom al anxietății. Sau durerile de cap, amețelile, vomă, greață. Acestea sunt exemple de simptome somatice, fizice, ale anxietății și ale depresiei. Și dacă le recunoaștem, deci ar fi bine să, ca prim pas, să înțelegem că aceste simptome ar putea fi create de emoțiile noastre, însă și emoțiile noastre provin de la gândurile sau cum noi interpretăm situația din jurul nostru. Ce exerciții recomandați dumneavoastră pentru ca noi, toți cei care am trecut prin COVID sau urmează, sau în general să avem gânduri pozitive? Deci, primul exercițiu ar fi, după părerea mea, să recunoaștem și să înțelegem că este firesc să avem emoții. Este firesc să ne stresăm într-o situație complicată. Deci, nu încercăm cumva să neglijăm sau să ne auto-învinuim pentru că trăim aceste emoții. După ce noi înțelegem că trăim aceste emoții, al doilea pas ar fi să vedem ce susțin aceste emoții, care sunt acele gândurile automate negative. Și în lucru cu pacienții, deseori noi discutăm și încercăm să observăm sau nu spunem, nu dăm noi sfaturi, dar oferim posibilitatea însăși pacientului să vadă care sunt acele gânduri automate negative care susțin emoțiile neplăcute. De exemplu, foarte des la noi societate se întâlnește suprageneralizarea, cum am spus, sau cumva filtrarea situațiilor pozitive. Deci se maximalizează importanța negativului și se minimalizează importanța pozitivului. De exemplu, dimineața m-am simțit bine, însă seara m-am simțit mai puțin bine. Deci, practic, eu mă simt foarte rău. Deci, concluzia principală este că deci mult mai mult se focusează, se concentrează asupra acelor situații mai dificile. Deci acesta este un mecanism de gând automat negativ, asupra căruia este bine să lucrăm. Și un alt aspect este să nu încercăm să cumva să ne luptăm cu aceste gânduri, dar să le înlocuim. Deci, cu alte cuvinte, dacă dimineața m-am simțit bine, îmi amintesc despre aceasta, încerc să văd ce a creat această emoție pozitivă și să încerc să o reconstruiesc. Deci, în așa mod, noi reușim să schimbăm acest raport de minimalizare a pozitivului și a succesului și de maximalizare a negativului invers. Dar acestea sunt doar mecanisme sau de a lucra cu gândurile care le avem. Dar evident, cum am spus, nu în ultimul rând contează exercițiile de respirație pentru relaxare, respirație profundă și exercițiile fizice și somnul liniștit, relațiile cu cei apropiați. Pe de o parte, păstrăm distanța socială, dar în același timp creștem apropierea emoțională. Toate acestea, evident, că tot contribuie la o stare de bine și la menținerea sănătății mentale. Mulțumim, domnule Ieșanu. Dragi urmăritori, pentru o reabilitare mai ușoară post-COVID-19, vă îndemnăm să vă informați din surse oficiale, din surse oficiale corecte și să urmați recomandările specialiștilor. Acum pe ecran o să vedeți de unde vă puteți informa corect. Iar dacă totuși aveți probleme de sănătate, vă îndemnăm să vă adresați la medicul dumneavoastră de familie. Vreau să reiterez că acest eveniment face parte din campania națională Suport în reabilitarea fizică și psihologică post-COVID-19, implementată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Managementul corect al activităților zilnice post-COVID au de asemenea un rol esențial în reabilitare. Doamna Bologan, ce include în sine reabilitarea post-COVID-19? Vreau să specific că reabilitarea post-COVID-19 este una complexă. Pe lângă toate simptomele somatice care pacientul le va simți o perioadă de timp, fie că e de ordinul zilelor sau săptămânilor, sau la unii pacienți chiar de ordinul lunilor, dacă au avut niște simptome mai grave, vor simți oboseală, vor simți o tuse persistentă, vor simți tulburări în respirație, da, oboseală. COVID-19 are un impact emoțional, fiindcă fiecare persoană, doar auzind că a fost infectat cu acest virus,
imediat catastrofizează, da? Din cauza informațiilor care sunt abundente în media, știri, rețele de socializare. Și va simți o stare de frică, o depresie, da? Sau o tulburare a dispoziției, tulburări de somn. Și este foarte important perioada de recuperare să avem acea liniște, da? Ca să, organismul nostru să revină la normal. Eu să mă opresc mai mult pe aspectele de sănătate mentală. Una de recomandări este filtrarea știrilor, dozarea lor. Chiar dacă obișnuința noastră era să privim mai multe buletine de știri la diferite posturi, încercăm să ne limităm la un singur buletin de știri. Și dacă informația despre COVID ne creează anumit disconfort psihic, încercăm să evităm chiar rețelele sociale, pentru că acolo foarte mult se derulează informații și de obicei este o informație cu notă negativă. Câte decese, da? Câte cazuri severe, nu se pune pe prim plan, uitați-vă câtă lume s-a recuperat, s-a recuperat bine, procentul de recuperare este unul mare. Da? Totodată este bine să facem diferite sau să ne alocăm timp pentru relaxarea noastră, pentru odihna noastră. Fiindcă oboseala, majoritatea persoanelor care au suferit de COVID spun pe prim plan, mă simt obosit, eu nu mai pot face, pot lucra până la orele 12, 1, după asta nu mai am nicio energie. Da? Și este important pentru această oboseală, pentru a gestiona, avea mici pauze de relaxare. Fie aplicăm anumite tehnici de relaxare, de exemplu, acea de respirație abdominală, fie servim un ceai, fie la necesitate putem să ne întindem pe o canapea, ca să ne putem continua activitățile. Cam asta ce ține de recuperare, în general, post-COVID. Ce recomandări aveți dumneavoastră pentru o gestionare corectă a activităților zilnice în perioada de reabilitare post-COVID-19? Dacă să vorbim de rutina zilnică, este practic acea rutină zilnică care trebuie să o avem fiecare din noi, cu ore fixe de trezire, cu ore fixe de mers la culcare, cu acele mese principale, trei principale în zi, cu activitățile habituale sau de serviciu, dacă revenim la serviciu, doar că pentru persoanele post-COVID sunt anumite particularități. Din cauza energiei scăzute, din cauza oboselii, ei cu greu vor face față volumului de activități care erau până la boală și este nevoie de dozat, de cât este posibil. Dacă este posibilitatea de a delega anumite sarcinile noastre, da, o facem, apelăm la ajutorul prietenilor, rudilor. Dacă să schițăm o zi obișnuită, ar fi la ora 7, de exemplu, trezirea, da, cu igiena matinală. Nu uităm că micul dejun după trezire trebuie să fie până la o oră. Da? Teoretic, la orele 8 deja trebuie să luăm micul dejun. După care se includ activitățile noastre până la prânz. Pauza de prânz de obicei este orele 1-2. După prânz ne continuăm activitățile. Nu uităm între mesele principale să luăm câte o gustare, dar gustarea se limitează la careva fructe sau legume, nu încărcăm cu chipsuri sau alimente nesănătoase, ciocolată. Seara cina trebuie să fie aproximativ cu 4 ore înainte de culcare. Dacă noi mergem la culcare la orele 10, teoretic cina o luăm la orele 6. Dacă în regimul nostru, rutina noastră e 11, calculăm cam 4 ore. De asemenea, este recomandat după cină o mică plimbare. Da, este o astenie asta post-COVID, oboseala asta cronică. Nu o să facem plimbări în perioade lungi, măcar prima perioadă 15-20 de minute, la pas încet, nu accelerăm. Ulterior, în parcursul recuperării, când potențialul energetic își revine, putem deja plimbările să le facem la pas grăbit, ulterior să asociem careva exerciții fizice. De ce este important? Fiindcă în perioada de recuperare, la fel persoana simte stres. Stresul crește nivelul hormonilor, hormonii stresului sunt adrenalina și cortizolul. Adrenalina se arde în mușchi când sunt incluși în activitate mușchii noștri. Și în momentul ăsta, dacă facem plimbări scurte, adrenalina se arde, hormonul ăsta stresului scade, se instalează treptat starea de bine. Deoarece concomitent se secretă sau crește nivelul de serotonină odată cu scăderea adrenalinii. Și serotonina, cu toții știm că este acel hormon a fericirii. Și se instalează această stare de bine. Ulterior merge rutina pregătirea către somn, da, care este de recomandat înainte de
a merge la somn, de evitat luminile puternice, sursele de lumină, fiindcă instalarea somnului nemijlocit depinde de un alt hormon, care noi îl avem, melatonina, și care se secretă preponderent seara, concentrația este mai mare și ne dă această moleșală, stare de adormire și se instalează somnul. Dacă ne supunem la diferite surse de lumină, fie ecranul televizorului, telefon, tabletă, scade nivelul de melatonină din sânge și respectiv se instalează mai greu somnul. Dacă se instalează târziu, dormim fragmentar, putem să ne trezim pe parcursul nopții și dimineața să fim obosiți. Da? Și nu avem acea dorință de a ne ridica din pat. Și asta va duce la, nu la trezirea conform rutinii care noi am planificat la 7 la 8, dar să mai zăbovim, da, 2-3 ori, pentru că nu avem nici dorința, nici suntem obosiți. Și este important să ne ținem sau să respectăm aceste puncte. Sigur, rutina zilnică, mai sunt momente de, spunem așa, când putem să ne abatem, da? În zile de weekend, ca să ne mai elintăm, ca să spun, sau într-un, dacă e vorba de o vacanță. Dar rutina trebuie să persiste. Chiar dacă în recuperare suntem la domiciliu o perioadă, nu stăm până la orele 11-12 întinși în pat, da? Ne străduim să ne ridicăm, găsim forță, energie ca să facem tot activitățile care le planificăm. Bine, cât de important ar fi susținerea familiei și celor dragi în această perioadă? Să știți că perioada de recuperare în post-COVID include în sine tulburări de anxietate, depresie, stres post-traumatic, da? Și practic prim plan ca pași pentru a împiedica sau profilaxia acestor tulburări este suport familiar, familia, pentru a menține contactul, da, cu cei dragi, comunicarea cu cei dragi. Desigur, este o perioadă destul de dificilă, da, din cauza epidemiei, dar în întâmpinarea noastră sau cumva ca ajutor ne vin tot acele rețele sociale, da, dacă vorbim de Messenger, Viber, da, sau alte rețele, putem comunica prin video call ca să simțim mai aproape. Este nevoie cu familia să ne împărtășim experiențele care le avem, prin care noi trecem. Desigur, o persoană în perioada de recuperare va simți frică și pe alocuri furie, da? Sau stare de dispoziție tristă. Dacă noi comunicăm cu cei dragi, lucrurile un pic din intensitate scad, dar dacă totuși aceste simptome sunt persistente și ne împiedică în activitățile noastre, fie habituale, fie la serviciu, recomandarea noastră este să se adreseze la specialist, la medicul de familie și de ce nu la un psihoterapeut în vederea unei tactici terapeutice pentru a ajuta să depășească această perioadă dificilă. Și care ar fi, de fapt, și alți pași necesari pentru a preveni o tulburare de sănătate mentală post-COVID? În primul rând, planificarea activităților noastre. Din contextul că epuizarea post-COVID este mult mai rapidă, potențialul energetic este mult mai mic, obosim, persoanele obosesc mult mai repede, planificăm activitățile importante, astfel încât cele de bază sau care ne mijlocit implică activitatea noastră să fie în prima jumătate a zilei, fiindcă atunci cumva rezerva de energie este mai mare, dar lucrurile oricum ne străduim să nu le facem în grabă, fiindcă atunci când facem lucruri în grabă, combustibilul nostru, acea energie, se arde mult mai repede și nu vom avea energie pentru a finisa alte sarcini care ne le-am planificat. În perioada de recuperare este important să ne alocăm mai mult timp pentru sarcinile care le executam anterior. Ca exemplu habitual, curățenia bucătăriei, da? Dacă fiecare și persoană sau gospodină își alocă o oră pentru a face curățenie, în perioada de recuperare trebuie din timp să-și aloce nu o oră când își planifică activitățile, dar o oră jumate, două ori, fiindcă să facă lucrurile mai lent, ca să nu permită acea ardere rapidă a energiei. Desigur, planificarea se face și săptămânală, da, per ansamblu. Delegăm sarcinile sau activitățile noastre astfel încât să fie în fiecare zi câte puțin, dar nu, de exemplu, ziua de luni, marți, încărcat cu toate sarcinile, am bifat tot,
am căzut de oboseală moartă, merg cu joi, vineri, nu am nicio energie să fac nimic. În limita posibilităților noastre, da, încercăm să le divizăm. Mulțumim, doamna Bologan. Domnule Ieșanu, spre finalul evenimentului vreau să vă rog să veniți cu cele mai importante recomandări pentru membrii familiei unei persoane care trecem prin perioada de reabilitare după ce a fost bolnav de COVID-19. În ce situații, de fapt, este recomandat să ne adresăm specialiștilor și care specialiști este necesar? Da, deci ceea ce ține de familie, cred că colega mea Alina a menționat foarte bine deja, dar doar ca să adaug niște aspecte. Când vorbim de suportul din partea familiei, de asemenea, important să vedem de care suport are nevoie persoana. Pentru că uneori și grija excesivă tot nu este foarte sănătoasă. Da? De aceea, cum s-a spus deja, să nu uităm și poate această perioadă stresantă prin care noi trăim ne-ar ajuta un pic să ne orientăm mai mult spre trăirile și emoțiile care le avem. Pentru că la noi, deseori, în cultura noastră, cumva se interzice să plângi sau se interzice să simți îngrijorări sau cumva să-ți exprimi emoțiile. De aceea, primul moment de suport din partea familiei ar fi să oferim acel spațiu sau acea posibilitate persoanei care trece prin recuperare să vorbească despre emoțiile care trăiește, să-l ajutăm să-și exprime acele emoții. Pentru că o comunicare eficientă, un suport eficient presupune în primul rând ascultare activă, atunci când suntem alături. Pentru că și aceasta ține și din partea specialiștilor în domeniul sănătății. Mai puțin, nu foarte mult nouă ne place să primim multe sfaturi. De fapt, la multe lucruri noi deja știm răspunsul. Știm că este bine să facem gimnastică, știm că este bine să facem sport, știm că este bine să avem un regim al zilei. Însă, uneori, avem nevoie de cel suport persoana alături, care să împreună, într-un fel ca o echipă, să creiem aceste activități, împreună să ne gândim cum să le facem ca să le realizăm cu adevărat în viața noastră, nu rămân doar la nivel de gândire noastră. Deci, mai mult ascultăm decât îl încărcăm cu prea multe sfaturi pe persoana apropiată. Și, de asemenea, să recunoaștem, să înțelegem, familia, toți vorbim, familia este o valoare importantă ca și sănătatea la noi în societatea noastră, dar nu întotdeauna familia este acel loc de refugiu de care noi dorim. Și uneori există anumite relații încordate sau tensionate sau cumva, mai există și violență domestică totuși la noi în țară. Și de ce atunci când vedem că familia nu este acel loc sau nu avem suficient suport din partea familiei, prietenilor, rudelor, atunci să nu ne fie rușine să ne adresăm la specialistul din domeniul sănătății sau sănătății mentale. Cum a spus și colega mea, medicul de familie ar fi primul specialist cu care noi interacționăm, dar acum este posibil de adresat și la centrele comunitare de sănătate mentală. Avem reformă în domeniul sănătății mentale, care merge înainte și se dezvoltă și chiar este posibilitatea persoana să obțină gratuit și calitativ servicii de inclusiv psihoterapie, consiliere psihologică și așa mai departe. Iarăși, și cu acest aspect, la noi în țară avem anumite lacune, pentru că există stigmatizare, există cumva atitudine negativă. Cum adică să mă adresez un specialist din domeniul sănătății mentale? Sunt eu nebun? Până acum am fost normal și acum am înnebunit. Deci acestea sunt exemple de gânduri automate negative despre care spuneam anterior și de fapt este absolut firesc. Multe persoane în țările dezvoltate se adresează la specialiști din domeniul sănătății mentale pentru dezvoltare personală, nu pentru că neapărat se simt nebun sau pentru că nu se descurcă cu acele emoții care le trăiesc, cu acele îngrijorări care le au. De aceea, poate, deși în general pandemia este o situație negativă, o situație neplăcută, ne pune multe provocări în viață, întotdeauna, sau o recomandare ar fi ca în aceste situații să ne învățăm să vedem ce putem să învățăm din aceste provocări, care sunt acele lucruri care am putea să le învățăm. Și de fapt, pentru că eu lucrez foarte mult și cu familiile, foarte multe familii îmi spun că au reușit să transforme această perioadă de izolare, de carantină, de situații dificile în posibilitate de a se apropia emoțional, de a se cunoaște mai bine cu cei apropiați, cu soțul, soția, copiii, părinții. Și mă bucur că la noi în țară totuși familia este o valoare importantă și recomandarea este și sper foarte mult că într-adevăr, deși
în general situația este negativă, să fie o oportunitate. Din provocare să transformăm într-o oportunitate de a ne cunoaște mai bine, de a ne apropia mai mult și de a crea acele relații care pentru noi sunt o valoare. Și aici aș vrea să vă întreb, dacă aveți o statistică sau o concluzie, cine trece mai ușor peste perioada de reabilitare, tinerii sau cei mai în vârstă? În general, știm foarte bine că și din punct de vedere fizic, persoanele în etate sunt mai afectate, sunt un grup mai de risc decât tinerii. De aceea, riscul de, sau anxietatea, îngrijorarea cam să mă îmbolnăvesc sau să îmbolnăvesc pe cei apropiați, la persoanele în etate este mai de o intensitate mai mare decât la tineri. Și iarăși am făcut studii, chestionare și cercetări nu doar în Moldova, și în alte țări și arată că dacă vorbim de tineri, la ei îngrijorarea cea mai mare este de fapt să nu cumva infecteze pe cei apropiați, în special pe părinți sau bunei sau pe cei care sunt în etate. De aceea cumva se deosebește. Și iarăși, statistica arată că nivelul anxietății și așa depresiei este mai înalt la persoanele în etate decât la tineri. Dar asta nu exclude sau nu vreau să spun că tinerii cumva nu au anxietate sau nu trec prin depresie. Și să nu ajungem la situația în care iarăși această concept sau, nu știu, mit, stereotip, că dacă sunt tânăr, sunt puternic și am să mă descurc singur și nu trebuie să mă adresez la nimeni, sau cum așa să mă adresez, eu, bărbat, în toată firea, dacă vorbim de diferența între sexe. Pentru că, iarăși, adresabilitatea, iarăși statistica arată că adresabilitatea din partea femeilor este mai mare și mulți spun că pentru că femeile sunt mai emotive. Eu nu prea aș fi de acord, pentru că noi toți suntem oameni, noi toți simțim, noi toți avem emoții. Doar că, probabil, femeile sunt mai înțelepte și recunosc mai mult că au emoții și, cu atât mai mult, probabil, femeile au mai multe grijă de sănătatea lor decât bărbații. Și aceasta se demonstrează și prin rezultatele statistice cu privire la vârsta, da, la care persoanele decidează. Da? La femei vârsta este mai înaltă decât la bărbați. Deci este foarte important ca să ne adresăm specialiștilor în domeniu pentru sfaturi, ajutor și recomandări utile. Stimați experți, vă mulțumim mult pentru aceste sfaturi utile. Cu siguranță vor fi de ajutor persoanelor care au trecut peste COVID-19 și se află în perioada de reabilitare post-COVID. Dragi urmăritori, pentru o reabilitare mai ușoară post-COVID-19, vă rugăm să vă informați din informații oficiale și corecte. Pe ecran acum vedeți de unde vă puteți informa corect. Iar dacă aveți în continuare anumite probleme de sănătate, vă îndemnăm să vă adresați la medicul de familie. Acest eveniment este parte a campaniei naționale Suport în reabilitarea fizică și psihologică post-COVID-19, implementată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Le mulțumim frumos pentru tot suportul acordat în desfășurarea acestei campanii naționale. Vă dorim multă sănătate și ne revedem la cel de-al treilea webinar care va avea loc săptămâna viitoare și în cadrul acestui eveniment vom vorbi despre restabilirea vocii și exercițiile de respirație. Dar până atunci vă îndemnăm și vă rugăm să respectați măsurile de protecție pentru a preveni răspândirea COVID-19. Purtați masca corect ca să acopere atât gura și nasul, evitați aglomerațiile, păstrați distanța fizică, stați acasă, sărbătoriți în siguranță și fiți în siguranță. Vă mulțumim!